Bine v-am găsit la Improve Football, numele meu este Ciprian Stoica și astăzi o să facem top 10 exerciții pentru dribbling-uri incredibile. Așadar, dacă exersăm aceste dribbling-uri, o să vedem o îmbunătățire chiar și într-o lună de zile la jocul nostru. Așa că hai să-i dăm drumul la treabă. Înainte să începem, nu uitați să te abonezi pe butonașul cel mic roșu de aici de jos la canalul meu, să mă urmărești pe pagina de Instagram Improve Football și nu uita să dai un like la acest video. Așa că hai să încep. Primul exercițiu este tragerea mingii pe la spate, așadar o să începem cu talpa pe minge, da? Vom trage mingea în spatele nostru, aici. Când ajunge mingea aici, o să lovim mingea cu interiorul, se ducă în partea stângă a noastră și oprim mingea cu talpa piciorului stâng. De aici o să facem aceeași mișcare, rulăm mingea în spate, da? Dintr-o singură mișcare, a ajuns mingea aici, am pus piciorul drept aici, ok? La ce o să te ajute acest exercițiu? În momentul în care un adversar este în fața ta aici și încearcă să întindă piciorul către minge, tu fiind în poziția aceasta, faci același exercițiu, da? Aici și ai plecat. Al doilea exercițiu este numit pușcaș, așadar este o fentă pe care o făcea renumitul fotbalist pușcaș. Trage mingea, facem o rulare a mingii și în momentul când ajungi mingea aici, o să folosim latul și o să prindem mingea cu talpa piciorului stâng, da? Și de aici continuăm la fel. Da? Rulare, lovire, oprire. Rulare, lovire, oprire, da? Cum poți să folosești acest dribbling și acest exercițiu în momentul la fel în care ai un adversar aici și întinde piciorul spre minge, da, se repede, atunci tu poți să folosești acest dribbling, da? Adică ai tras mingea și ai plecat pe lângă el. Al treilea exercițiu este sita, așadar vom controla mingea să fie între picioarele noastre pentru a executa ulterior la crocheta. Vom începe prima oară cu lovirea cu interiorul cu piciorul drept, după aceea cu piciorul stâng, piciorul drept, piciorul stâng. Trebuie să exersezi până reușești să faci aceste exerciții fără să te mai uiți la minge, te uiți la un metru în fața ta. Asta este cel mai important lucru, să faci exercițiul acesta până când mintea ta se poate focusa pe picioarele adversarului, să-l prinzi pe piciorul de sprijin. Să spui două jaloane pe diagonală, piciorul de sprijin, să spunem că este în partea aceasta. Tu vrei să iei mingea pe piciorul lung de sprijin aici, ok? Și atunci te-ai dus spre el, ai făcut la crocheta și ai trecut de el. Al patrulea exercițiu este trage și glisează. La ce mă refer? Plecăm cu mingea de la piciorul drept, vom trage mingea pe sol și vom opri mingea cu piciorul stâng, da? Adică ceva de genul ăsta. Da? Și vom repeta această mișcare din ce în ce mai repede, da? Cum te va ajuta acest procedeu în momentul în care ești pe părțile laterale? Să spunem că ai foarte puțin spațiu pe partea laterală, pe partea dreaptă, așadar ar trebui să faci un dribbling scurt și să treci de adversar din maxim două mișcări. Putem să facem trage și glisează. Și am plecat. Este un fel de la crocheta mai lungă. Al cincilea exercițiu este interior-exterior. Așadar vom începe prima oară cu exteriorul, vom lovi mingea în partea dreapta noastră, după aceea cu același picior o să luăm mingea înapoi cu interiorul, da? Și vom repeta aceeași mișcare după aceea. Acest exercițiu interior-exterior o să te ajute foarte mult în cazul în care vrei să faci virgulița și vrei să treci de adversar. Al șaselea exercițiu este exterior-exterior. O să folosim exteriorul ambelor picioare. Vom începe cu piciorul drept, după aceea vom mingea cu stângul, dreptul, stângul, dreptul, stângul. Vom face din ce în ce mai repede. Al șaptelea exercițiu este rularea mingii cu talpa. Vom începe ușor, vom trage mingea cu talpa, facem o rulare de la piciorul drept la piciorul stâng.
prindem mingea aici, după aceea iarăși în partea dreaptă, în stânga, în dreapta, în stânga. După ce prinzi mișcarea, facem din ce în ce mai repede. Cum o să te ajute acest exercițiu în teren? În momentul în care, la fel, ești aproape de adversar, mingea este undeva între voi, ca să poți să preiei controlul balonului, pur și simplu tragi mingea cu talpa către tine. Dacă tragi mingea din partea aceasta, din partea dreaptă, o tragi cu piciorul drept, ai timp să te duci în partea stângă. Dacă tragi mingea din partea stângă cu piciorul stâng, ai timp să te duci în partea dreaptă, da? Și te-ai dus în partea dreaptă. După ce o să faci acest exercițiu de foarte multe ori, o să vezi că o să-ți intre în reflex și o să faci fără să-ți dai seama. Exercițiul numărul 8 este unul foarte utilizat în momentul de față, doar că trebuie exersat cum trebuie la antrenament pentru a stăpâni acest exercițiu perfect în timpul meciului. O bicicletă simplă în exterior, da? Trebuie să treci piciorul în fața mingii pentru ca adversarul să creadă într-adevăr că faci o schimbare de direcție, da? Vom începe ușor cu piciorul peste minge, după aceea mărim din ce în ce mai mult ritmul, da? Cum o să te ajute exercițiul următor? În momentul în care spui chiar că ești pe partea laterală, pe partea centrală, nu contează pe ce parte ești, poți să faci această bicicletă, da? O să faci foarte rapid, să ne imaginăm că jalonul acela este adversarul. Al nouălea exercițiu este bicicleta în interior. O să facem pur și simplu o trecere cu piciorul peste minge, iar după aceea vom pleca în partea cealaltă cu mingea. Chiar dacă facem cu dreptul, chiar dacă facem cu stângul, trebuie să urmeze o mișcare rapidă, după aceea să atingem balonul, să plecăm cât mai repede. Am dat piciorul drept peste minge, am plecat. Am dat piciorul stâng peste minge și am plecat. Al 10-lea exercițiu este Ronaldo Roll, adică o rulare a lui Ronaldo. El făcea predominant la Manchester United acest exercițiu, dar l-a făcut și la Real Madrid și l-a mai făcut chiar și la Juventus. Așadar, primul pas este să plecăm cu piciorul pe minge cu talpa, rulăm în spate, sărim și prindem cu piciorul stâng mingea cu talpa, da? Și după aceea la fel, rulăm, trecem piciorul peste minge, da? Și prindem cu talpa. O să vezi când faci acest exercițiu, o să te miști în spate, pentru că altfel nu ai cum, dacă nu dai mingea în spatele piciorului stâng, de exemplu în momentul de față, nu ai cum să o prinzi cu piciorul stâng. Facem ușor și după aceea din ce în ce mai rapid. Exercițiile acestea o să te ajute foarte mult dacă vrei să devii mai bun, să controlezi mingea mai bine și să faci diferite dribbling-uri în timpul meciului. Așadar, în cazul în care vrei să-ți îmbunătățești abilitățile, fă aceste dribbling-uri cel puțin 20 de minute în fiecare zi. Dacă ai făcut 20 de minute în fiecare zi aceste exerciții, cu siguranță o să vezi o îmbunătățire în 30 de zile. Dacă vei face mai mult de 30 de zile, 60, 90, 120, o să vezi o îmbunătățire și mai mare. Antrenamentul s-a terminat, așa că dacă ți-a plăcut acest video, ai un butonaj mic roșu aici, abonează-te la canalul meu, dă-i un like la acest video și nu uita să-mi lași în comentarii ce ai dori să vezi la următoarea sesiune de antrenament și dacă ți-a plăcut acest video. Până data viitoare, nu uita cel mai folosit slogan: exersează, exersează, exersează! Bye!